Consiliul Județean Călăraș a fost convocat în ședință ordinară miercuri 29 septembrie, începând cu ora 12. Pe ordinea de zi s-au aflat 16 proiecte de hotărâre, printre acestea aprobarea unor sume de bani pentru plățile restante de la echipa de fotbal AFC Dunărea Călăraș. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021. Comisia Buget Finanțe a avit favorabil, nu sunt amendamente. Un amendament din partea inițiatorului pe care îl va prezenta domnul vicepreședinte Beștea. Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate absolută. Amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021. Având în vedere faptul că în data de 27.09.2021 s-a rambursat suma de 3.091.000 lei de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru Obiectivul de Investiții Modernizare DG211D, solicit aprobarea unui amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Călăraș, prin care se aprobe majorarea bugetului propriu cu suma de 3.091.000 lei, reprezentând subvenții alocate în cadrul programului PNDL pentru obiectivul de investiții modernizare DG211D, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, respectiv la capitolul 8402, drumuri și poduri, cheltuieli de capital. Suma de 3.091.000 lei, modifică anexa 1 cu subanexa 1.14 și anexa numărul 3 la proiectul de hotărâre. Adică prindem în buget o sumă care a fost decontată pe DG211 de la PNDL. Și se prinde un buget ca să putem să facem plata către constructor. Ce DG e ăsta? 211D. Care e ăsta? Ăsta de la cum se zice, drumul subțire la Cozlogen sau unde este. Bine. Cine este pentru amendament? Pentru? De proiectul domnului prezentor ăsta, nu? Fost. Nu, e un DG. E un DG care este finanțat pe PNDL. Cine este pentru amendament? Bine. Pentru amendament. Pentru amendament sunt. Da. Neparticipare și la amendament și la... Da, dar eu nu stați, că eu nu văd. Împotrivă? Abțineri? Domnul Dinulescu se abține. Și o neparticipare la mine. Și o neparticipare la mine. Și la amendament și la proiect, vă rog. Da, domnul Mulțim, am notat. 26 pentru, o abținere și 4 neparticipări. Pentru amendament. Cu 26 de voturi pentru, o abținere și 4 neparticipări, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendament inclus. Avem și noi o întrebare, de fapt mai multe. Am fi dorit să ne răspundă domnul președinte, dar dacă nu este, poate ne ajutați dumneavoastră. La proiectul 4? În cadrul rectificării. Este proiectul 5 acum. Da, ați prevăzut suma de 700.000 de lei pentru Clubul Dunărea. Da. Ce reprezintă acești bani? Plata drepturilor salariale și a funcționării clubului de fotbal. Sunt... De când sunt aceste datorii? Atenție, doamnă... Adică ce plătiți din ei, mai exact? Plătim funcționarea. Funcționarea, deci, ok. După cum știți, luna curentă... Acum ascultați? Am înțeles întrebarea. După cum știți, clubul de fotbal a intrat în insolvență. Da, da? Și aici o discuție de făcut. Pe ce discuție? E în insolvență. Este, da? Urmează reorganizarea. Da. Până la reorganizare... Cum s-a ajuns la insolvența asta? Poftim? Cum s-a ajuns la insolvență? Avem pe cineva în reprezentantul Consiliului Județean în Aga sau în Consiliul Director? Am înțeles. Deci, doamne, asta e altă discuție. Da? Haideți să lămurim un pic problema. Ce este... problemă? Eu vă spun atâta de sumă și vă spun... Ce, ok, ce-am noi alocat. Tot alocăm sumele astea. Și unde ajungem? Păi noi suntem finanțatorul, doamna... Știu că suntem. Finanțăm 100%, doar că sunt atâția bani care s-au dat lună de lună sau trimestrial s-au dat către clubul de fotbal Dunărea. Da. Sunt atâtea datorii, sunt atâtea salarii neplătite. Eu vă întreb pe dumneavoastră, fiind principalul finanțator. Singurul de altfel, da? Consiliul Județean finanțează în proporție de 100%. Cine răspunde pentru falimentul acestui club de fotbal? Pentru că
Auziți, în 100 de ani de activitate. Nu vreau să fiu răutăcios, dar să știți că pentru falimentele din țara asta sunt foarte, foarte multe și nu trebuie neapărat cineva da, cum da, zis, sau să răspundă. Da, dar nu sunt pe bani publici, adică discutăm da, aici de da, bani publici, da? Da, dar noi funcționăm... Deci în 100 de ani de activitate... V-am ascultat, vă rog. Haideți, lăsați-mă să pun întrebarea. Care întrebare? M-ați întrebat... Oamenii, cetățenii, iubitorii de fotbal, da? Au mari întrebări legate de activitatea acestui club și de cum s-au repartizat sumele și unde s-au dus banii. Iubitorii de fotbal întreabă... Sau cum au fost repartizate sumele? Haideți să fim serioși. Da, întreabă și lucrul ăsta. Da. Cred că iubitorii de fotbal au întrebat dacă facem performanță, dacă ținem clubul păi de fotbal și... performanță dar... nu mai facem, că vedem că nici păi performanță că, nu am... Păi crede, dumneavoastră credeți că performanță se poate... Dumneavoastră credeți că performanță se poate face cu 3 lei? Păi ați făcut până acum cu miliarde. Da. Nu. Am ajuns acum în situația sterilă. Asta. Nu este o discuție sterilă. O mică intervenție. Numai puțin, domnul Bucur. Deci, alocăm 700 de mii până la finalul anului așa, pentru clubul de fotbal, pentru salarii curente, dările către stat și funcționarea salariile clubului. Salariile le plătim acum, octombrie, noiembrie, decembrie. Nu avem restanțe. Nu! Alea intră pe insolvență. E altă discuție. Noi nu plătim din urmă, nu mai putem să plătim nimic. Sunt curente. Da? Da, vă ascultăm. Vreau să totuși să fac o precizare legată de situația asta de insolvență. Păi atunci când o societate, fie ea organizație este cum este, cum a fost sau este clubul de fotbal Dunărea 2005, în momentul când a intrat insolvență, organele statului își fac datorie, alte organe ale statului ia la purificat și vede dacă care au fost cauzele. Nu cei care au administrat. Dacă cei care au administrat au greșit, organele statului care sunt obligate în acel moment să-și facă datoria, vor trage la răspundere. Nu... Da. Urmează să facă proiectul de reorganizare. Noi o să ne supunem reorganizării ce hotărăște în cadrul insolvenței, restul, v-am spus, noi nu plătim acum decât salarii. Cred că am mai pus întrebarea asta o dată în ședințele trecute, dacă cumva curente, este da? Un audit sau să avem un audit făcut pentru clubul Dunărea? Dar nu se face audit dacă este în insolvență. Deci, statul o să hotărască ce se întâmplă deci, cu insolvența. Deci noi vorbim de perioada septembrie 2020. Insolvența ați declarat-o în august sau nu știu când. Luna exact, noi vorbim de la septembrie deci încolo. Deci noi nu avem niciun audit, că domnul președinte într-o ședință acum vreun an de zile asta ne-a spus că va urma un audit să vedem care sunt problemele acolo. Păi, nu s-a făcut cred că am stabilit și o comisie care să meargă, să facă, să... Și avem un rezultat? De la nu avem, da, comisia nu și-a făcut treaba. A, deci comisia e de vină. Am înțeles. Domnule președinte, stimați colegi, îmi permis să vă amintesc despre situația clubului de fotbal reprezentativ la nivel județean, că tot noi, acum ceva vreme, când s-a discutat din nou cu același patos și aceeași dorință ca performanța să existe sau să revină așa cum a fost atunci când ne doream să rămânem în primul eșalon, acum câteva luni de zile. Aduceți-vă aminte că și atunci am reproșat cu toții președintelui, pare rău că nu este acum aici, dom'le, ce se întâmplă? Mai vrem performanță? Nu mai vrem performanță? Ca ulterior, mi se pare chiar a doua zi sau a treia zi după ședința de Consiliu Județean, să apară în presă ideea de insolvență. La următoarea ședință, după ce a apărut în presă, s-a pus iarăși această problemă. Și s-a discutat despre susținerea echipei printr-o cotizație mult diminuată, da? Prin care conducerea Consiliului Județean, dar și noi, consilierii, să fim de acord cu această sumă diminuată acordată lunar clubului de fotbal. Mai mult decât atât, această idee vine pe, sau se mulează pe ceea ce trebuie să facă lichidatorul. Da? A venit ideea să se numească un administrator special, da, care să-și facă treaba.
ceea ce își dorește și Consiliul Județean, atât conducerea cât și consilierii, ceea ce își dorește tot cetățeanul iubitor de sport, iubitor de fotbal, este în primul și în primul rând, și nu știu cine mă poate contrazice, ordine și disciplină în acest club. Pentru că cred că nu s-a ajuns la performanța finală și ne-am jucat acolo la cele două manșe, primul tur din manșa pentru a merge mai sau rămâne în eșalonul superior și în a doua manșă, din cauza lipsei de ordine și de disciplină. Nu mai are rost acum să dezgropăm morții. Cine a fost vinovat? De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Cine a fost de vină o să plătească, dacă își face datoria organul îndreptății să facă așa ceva. Acum trebuie să vedem ordinea asta și disciplina asta se pot pune la punct, se pot institui. Eu zic că da, pentru că administratorul trebuie să-și facă treaba și din semnalele pe care le avem, el chiar își face treaba. Venim acum și propunem, nu? Executivul propune pe masă modalitatea în care trebuie să-și facă treaba. La o sumă, repet, mult diminuată față de ce s-a întâmplat în grozăvirea anilor trecuți. Trebuie să votăm sau să nu votăm. Ca să ajungem la performanță, trebuie, într-adevăr, să tăiem de la pretențiile exagerate pe care le aveau foștii jucători și care nu mai sunt și actuali. Trebuie să vedem de unde putem să încurajăm tânăra generație, oamenii de aici din Călăraș, copiii de aici, da? Să-i susținem pe juniori, să-i susținem pe copii. Asta se va face în timp. Cum vrem, stimată colegă de la USR, să rezolvăm în timp, nu de azi pe mâine lucrurile, dacă nu, cu bani. E adevărat, mult mai puțin, repet, ca acum câți bani. Deci eu propun să votăm această chestiune, să urmărim îndeaproape cum își fac datoria cei puși la conducerea clubului, aflat în insolvență, dar în reorganizare, cum foarte bine zicea domnul vicepreședinte Samoilă, să urmărim îndeaproape și să susținem îndrăzneala de a face performanță, repet, cu copiii, cu juniorii și cu cei care vor veni la Călăraș să mențină și să ducă mai departe această tradiție a fotbalului călărășan. Deci sunt pentru această... Ok, mulțumesc. Să completez și eu, numai o secundă, vă rog. Da. Clubul a intrat în insolvență, având în spate bugete imense. Numai din drepturile TV au fost undeva la 1,2 milioane de euro. Adică noi nu vorbim despre un club care nu a fost ajutat, care nu a avut bani. Performanță nu am făcut cu acest club, că nu am făcut. Unul dintre... să zic, obiectivele domnului președinte Iliuță și al PSD-ului în campania din septembrie 2020 a fost tocmai promisiunea către locuitorii acestui județ că echipa de Călăraș va promova în Liga 1. Clubul acum este în insolvență, nu suntem în Liga 1. Cine răspunde pentru acest lucru? Pentru că, așa cum știm, și în mandatul trecut, tot domnul președinte acest cu... Este o activitate sportivă. Acum, dumneavoastră, vreți să înțeleg că din 18-20 de echipe care sunt în Liga 1, din care 4 retrogradează, trebuie să băgăm în fiecare an pe cineva la pușcărie sau ceva să răspundă? Păi vedeți alte lucruri, vă rog eu frumos. Asta este, e o activitate sportivă. Păi nu este asta, sumele, nu aveți comparație, nu aveți cum... acestui județ. Dar nu puteți să spuneți dacă nu vreți să... că asta nu, este. Dacă intrăm nu asta este. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Și ne participă? 3 ne participă. Ai la
cu 17 voturi pentru, 11 abțineri și 3 neparticipări, proiectul de hotărâre numărul 4 cu amendamentul inițiatorului a fost aprobat. 5. Mă scuzați, 5.